serios, chiar trebuia să mergem la ăștia azi. Îi meci și n-apuc să văd meciul, că el nu se uită la fotbal la televizor. Nicu, și-au luat oamenii apartament. Nu, mergem să le udăm apartamentul, așa e tradiția, ești culmea, de ce mergem? Tradiția măsii! Tătă, după masă o să ni se laude cu apartamentul lor. Ce frumos apartament ne-am luat! N-am chef! Hei, salut! Intrați, intrați! Ne lăsați în casă? Am crezut că stăm afară în fric. Trebuie să mă descalț? Nu, haideți, ne-ați dat prin surprindere. Și nici n-am apucat să șterg pe jos ce-i drept. Haideți. Sclavule, ce bine că nici eu nu mi-am luat șosete curate. Nicu, terminată și bucură-te pentru ei. Ține-și, pune-și tu geaca asta, Nicu, geaca și dăm cadou. Dăm cadou ăla, nu la extra. Asta e pentru voi ceva așa mic, simbolic. Mulțumim, nu trebuia să vă deranjați. Așa am zis și eu, să nu se deranjeze, da? Nu, au fost pe bani și mai ales cu criza asta. Fain la voi. Da? Ăsta e living-ul. Bă, nu e foarte mare, dar bă, îmi place că e luminos. Uite, avem geamuri mari, avem o priveliște faină, superb, superb. Da, da. Cu geamurile înalte, sper la ele o sâmbătă întreagă. Termină. Foarte frumos. Face și economie la curent, e perfect, absolut perfect, super, super. Și aici este bucătăria. Aici în living? Da, e open space. Păi da, și când faceți mici, când faceți grătare, nu se împutăte hainele. Cuptorul, plita, centrala, toate sunt încorporate în mobilă. Vai ce fain, mamă, cât îmi plac astea, fată, extraordinar. Da, 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 și când ți se strică trebuie să scoți mobila cu tătul, alți bani, altă distracție. E, și uite, uite, acolo avem dormitorul și avem încă o cameră în care mi-am făcut birou. Dar ce bă, ți-ai mutat birou acasă? Dacă lucrez remote. Remote. Băi, eu înțeleg să-ți iei apartament nou și frumos, dar să-ți mut serviciul la tine în apartament, asta nu-i treabă, mă, nu-i treabă. Dar camera aia o putem modifica să devină camera copiilor. Nu pot să cred. Auzi, nu pot. Deci voi aveți să ne spuneți ceva? Open space, remote office. Va fi camera copiilor aici, dar mami, spune serios, cum e asta? Să-ți aglomerezi o casă întreagă într-un apartament și să te dai mare? Că termin odată, mă, cu încăpățânările astea ce ai și nu mai sta tot cu ochii în telefon. Poate piși n-ai într-un canal. Da, da, lasă că ți-arăt eu ție. Stai așa. Alo? O, domnul Mihai, ce faci, boss? Bă, auzi, mai ai duplexurile alea semifinisate. Da, mă, alea spațioase pe lombului 28. Cu ce faci? Cum ce fac? Ăștia-ți permis să se laude cu un amărât de apartament? Îți arăt eu. Luăm duplex, nu apartament de ăsta, ca săraci. Alo, da, eu-s Mihai. Băi, mâine la prânz te găsim să le vedem.